Astăzi, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu partenerii Ministerului sunt Alianța Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități, Fundația Lumos și partenerii Iată pentru Fiecare Copil. Organizăm un eveniment, o expoziție cu vânzarea lucrărilor confecționate de către persoanele cu dizabilități. Este un eveniment care noi îl organizăm tradițional și cu ocazia consemnării Zilei Internaționale Persoanelor cu Dizabilități și cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște. La eveniment au fost invitați și participă în jurul la 120 de copii și persoane cu dizabilități, în jurul la 30 de organizații care reprezintă și toate lucrările sunt confecționate de către persoanele cu dizabilități. Ei au posibilitatea să le expună, să le realizeze, adică să le vândă și din banii care vor primi sau ca rezultat al vânzărilor vor avea posibilitatea să-și procure alte materie primă pentru alte lucrări care ei le vor face pentru viitor. Care sunt luate resturile din la atelierii de cusut și sunt aplicate pe plastic, dar nouă ne trebuie o zi luminoasă, cu soare, ca să putem face aceste desene. Cât timp vă ia pentru o lucrare? Pentru o lucrare depinde de zi bună. Una la 3-4 zile facem un desen, dar ne trebuie un pictor care să ne deseneze. Noi singuri ne închipuim, dar să avem un pictor foarte bun, că mai bune s-ar primi. Cu prilejul sărbătorilor Sfintelor de Paște am venit la această expoziție cu vânzări a lucrărilor confecționate de beneficiarii internatului. Tot ce vedeți pe aceste mese sunt lucrări confecționate de persoane cu dizabilități. Cam cât durează pentru confecționarea unei lucrări? Ei, depinde de fiecare lucrare în parte. Și cât? Păi, o zi, două, poate și mai mult. Depinde de lucrare. Care sunt prețurile de azi? Prețurile sunt diferite. Variază de la 30 de lei până la Cetatea Sorocii la 400 de lei. Noi suntem de la internatul psihoneurologic Bălț. Am venit cu pască, cu zonac, cu curzine împletite, cu diferite dulciuri, cu diferite suveniri pentru Sfintele Paște. Am adus ouă de diferite, adică prelucrate de beneficiarii noștri, sunt croșetate, sunt lipite, vaze din linguriță au făcut, curzinele s-au făcut din hârtie, din ziare. Au lucruri frumoase, poftim și le vedem. Care sunt așteptările dumneavoastră la aceasta? Așteptările, ce putem noi să așteptăm? La noi e o bucurie când cineva cumpără, că asta e munca beneficiarilor. Asta e inima lor, cât e făcut din suflet, cât e făcut cu dragoste, cu răbdare. Beneficiarii au diferite, care cu mânuțele, care diferite gusturi. Iată, avem prezente două cu noi la expoziție. Am impresia că este un eveniment cald, este un eveniment bun și mă bucur foarte mult că am reușit în această zi ploioasă, după cum vedeți, să adunăm foarte multă lume bună. Lumea care, și sentimentul care ne-a adunat de fapt astăzi este sentimentul nostru care vine din calitatea de a fi oameni, de dorința noastră de a face un lucru mai bun. În primul rând vreau să apreciez foarte mult calitatea lucrărilor și efortul, talentul, aptitudinile deosebite pe care de care au dat dovadă copiii, tinerii, persoanele cu dizabilități. Este un eveniment pe care Ministerul Muncii îl apreciază foarte mult și îl organizează în fiecare an împreună cu partenerii săi, cu organizațiile guvernamentale, neguvernamentale. Și de data asta avem lângă noi foarte multă lume bună și sper că toată lumea să vină să iasă de aici cu sentimente frumoase, cu împlinirea de a comunica cu oamenii care chiar sunt talentați și care depun eforturi câteodată extraordinare pentru a fi și ei în societate, să participe activ, să simtă de fapt împliniți ca și noi toți. Dumneavoastră ați reușit să procurați ceva? Da, deja am procurat două lucruri foarte importante. Vă dați seama aici, s-a lucrat cu mâna, sunt lucruri handmade,
broderie cu acul, care este extraordinar de frumoasă și un obiect care a fost împletit din lână, după cum vedeți. Sunt lucruri extraordinare, dar îmi dau bine seama talentul și efortul care a fost depus în aceste lucrări.